binecuvântat să fie Domnul. Amin. Așa după cum cred că vă așteptați în mesajul care, pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră în seara aceasta, eu mă voi concentra asupra pasajul al doilea pe care l-am citit. Pasaj care a fost citit și azi dimineață în mijlocul nostru. O să încerc să fiu concis, dar vreau să punctăm câteva lucruri foarte importante din pasajul acesta pe care Pavel l-a scris, inspirat de Duhul lui Dumnezeu. În opinia mea, toată învățătura biblică privitoare la persoana și lucrarea Duhului Sfânt ar putea fi cuprinsă în 6 capitole din Noul Testament. 2 capitole ar fi din Evanghelia după Ioan, capitolele 14, respectiv 16, din Romani aș alege capitolul 8, din 1 Corinteni capitolul 12 și capitolul 14, și aș încheia cu Galateni capitolul 5, de la versetul 16 în jos până la 23. Cred că aceste capitole pe care le-am menționat aici din Noul Testament cuprind baza a ceea ce ar trebui să știe un credincios cu privire la persoana și lucrarea Duhului Sfânt. M-am minunat mereu când m-am apropiat de acest capitol 8 din Romani, cât de bogat în învățătură este, cât de condensat este. Din el am mai citit și am mai vorbit și în alte împrejurări și în seara aceasta vreau să rămânem asupra lui în meditația noastră. Aici Apostolul Pavel vorbește despre 4 lucrări pe care Duhul Dumnezeu le face în viața unui credincios. Prima dintre ele, eu le voi aminti la început și apoi ne vom ocupa pe rând. Prima dintre ele este ajutorul pe care Duhul Dumnezeu ni-l dă în lupta pe care o avem de dus cu firea pământească. La doilea rând, Duhul Sfânt ne oferă călăuzire, pentru că suntem copii ai lui Dumnezeu și această poziție binecuvântată, această stare de har în care am intrat prin credință, presupune, printre alte binecuvântări, și călăuzirea divină. A treia este aceea că Duhul Dumnezeu ne învață de pe acum, fiind fii, cum să ne apropiem de Dumnezeu și cum să-i ne adresăm. Într-un mod în care nici evreii în vremea Vechiului Testament și nici noi, înainte de a ne întoarce la Dumnezeu, nu ne-am adresat. Și putem spune Tată, pentru că așa ne îndeamnă și ne învață Duhul Sfânt. În al patrulea rând se vorbește despre o lucrare de confirmare sau, dacă vreți, în terminologia paulină, adeverire. Pentru că în versetul 16 s-a scris că Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri se învârt în jurul realității sau în jurul faptului că noi, acum, prin credința în Domnul Iisus și în jertfa Lui, am devenit fii al lui Dumnezeu, fiind înfiați. Aș vrea să mă opresc mai întâi la ajutorul pe care Duhul Sfânt ni-l dă în lupta împotriva firii pământești. Dumneavoastră știți la fel de bine ca și mine că viața creștină este o viață de luptă. Și printre adversarii pe care noi îi întâlnim și cu care avem de-a face, nu-i putem ocoli, unul dintre cei mai redutabili este firea pământească. Există 4 motive pentru care un om, prin puterile lui, oricât de mult s-ar strădui, nu are sorți de izbândă în lupta împotriva firii pământești și vreau să vi le spun foarte pe scurt aceste 4 motive. Este foarte dificilă lupta împotriva firii pământești, întâi din cauza faptului că firea pământească locuiește în noi și nu în afara noastră. Câte vreme am avea de înfruntat dușman din afară, situația ar fi mai simplă. Dar când dușmanul cu care avem de luptat se găsește în noi, lucrurile devin mult mai complicate. Aș vrea să vă spun că și gânditorii greci în vremea lor
au căutat să vadă de unde vin toate aceste probleme care transformă ființa umană câteodată într-o brută chiar. Atâta cât mi-a fost îngăduit să citesc de-a lungul vremii, mi-am dat seama că oamenii aceștia, gânditorii Antichității, indiferent dacă am vorbit de Platon, de Socrate, de Seneca sau, mai știu eu, Marc Aureliu, împăratul roman, au sesizat că omul are o grămadă de probleme și le face singur. Dar gânditorii aceștia greci și latini au localizat natura sau originea problemelor în trup. Și au spus ei, trupul acesta este o capcană a sufletului. Ne-am putea fi fericiți sau nu putea scăpa de toate problemele care ne umbresc fericirea dacă ar fi sufletul eliberat de trupul acesta de carne. Și grecii, de bună oară, vedeau în moarte o eliberare a sufletului. Ceea ce ei au constatat că problema este în interior. Dar vine Biblia și spune că problema aceasta este într-adevăr în interior, însă nu este neapărat legată de trup sau nu este trupul problema noastră. Pentru că, într-o altă parte, Apostolul Pavel va veni și va spune că trupul nostru trebuie să devină un templu al Duhului Sfânt. Și Biblia vorbește în câteva locuri despre răscumpărarea trupului. Problema este totuși în noi. Este, dacă vreți, dușmanul acela care, simbolic vorbind, la adăpostul întunericului nopții trage zăvoarele cetății pe care tu le închizi cu grijă, dar acest vrăjmaș le deschide, pentru că la adăpostul nopții vrăjmașul din afară să dea buzna în cetate. Este o luptă așadar pe care o avem de dus cu ceva din noi înșine. În al doilea rând, lupta aceasta cu firea pământească este dificilă pentru că firea pământească este și greu de identificat. Dacă v-aș cere să o definiți într-o frază sau în două fraze simple până duminica viitoare, eu cred că ați alergat și pe la internet și la dicționare să găsiți o definiție, pentru că deși bănuim cam ce-ar fi ea, ne este greu să o definim. Și un dușman pe care îl definești cu greu, lupți cu greu cu el, pentru că nu știi când și de unde te lovești. În al treilea rând, firea pământească este un dușman foarte periculos pentru noi, pentru că se hrănește și se întărește cu o grămadă de lucruri pe care noi le întâlnim în viața de zi cu zi și le socotim nevinovate. Ni le însușim pe multe dintre ele, ne îndeplinicim cu ele și nici nu știm, vorba românului, cui dăm apă la moară. Și firea pământească primește mereu și mereu putere. Se împlinește aici foarte bine o vorbă românească din popor, plină de înțelepciune, că pe acela pe care nu lași să moară, nu te va lăsa să trăiești. Apoi, în al patrulea rând, este greu de luptat cu firea pământească pentru că este un adversar care nu are niciun respect pentru niciun principiu și pentru nici un adevăr. Să mă explic puțin ca să fiu bine înțeles. Fratele meu amintea aici dimineață că noi nu mai datorăm nimic firii pământești și drept este. Hristos, murind pentru noi pe lemnul crucii, El a plătit toată datoria noastră și nu mai avem nicio datorie. Dar firea pământească, pierzând controlul asupra noastră, regretă această pierdere și vrea să câștige din nou terenul pierdut. Se face că nu știe că datoria noastră a fost plătită și ne revendică mereu supunere și ascultare. Dacă vreți, aș exemplifica lucrul acesta folosindu-mă de un simbol, o imagine obișnuită. Să presupunem că cineva ți-a împrumutat o anumită sumă de bani pentru un anumit termen. La împlinirea termenului, i-ai restituit banii până la ultimul. Dar pentru că tu ești om de cuvânt și crezi că și celălalt este, n-ai simțit nevoia să faci o hârtie în scris și nici să iei câțiva martori cu tine. Ai mers pe bună credință. Dar omul acela care te-a împrumutat nu are aceleași valori și ale tale, nu are niciun respect pentru adevăr
Și de aici înainte, de fiecare dată, pentru că știe că n-ai avut martor și datoria s-a plătit, El îți va cere de fiecare dată și în fiecare împrejurare datoria. Firea pământească nu are niciun respect pentru niciun principiu și pentru niciun adevăr. În fața unei lupte atât de inegale pentru noi, Dumnezeu, Tatăl nostru bun și Sfânt din ceruri, a hotărât să ne pună la dispoziție pe Duhul Sfânt, singurul care ne poate veni în ajutor. Și aș vrea să spun încă o dată, limpede și clar, niciunul dintre noi nu va putea să câștige vreodată lupta împotriva firii pământești față de acest ajutor neprețuit pe care îl aduce Duhul Sfânt în viața noastră atunci când este trimis în inima noastră. Pentru că firea pământească nu va putea fi biruită nici prin educație și nici prin asumarea de principii de viață foarte stricte. Și cine nu mă crede poate citi Coloseni, capitolul 2, ultimele versete ale acelui capitol. Poruncile acelea care se exprimau cam așa, nu lua, nu gusta, nu atinge. Ele pot să aibă o înfățișare de evlavie, o înfățișare de înțelepciune, dar sunt fără vreun folos, spune Apostolul Pavel, împotriva gândilării firii pământești. În lupta aceasta, numai Duhul lui Dumnezeu ne poate ajuta și s-ar cuveni să fim foarte mulțumitori că Duhul lui Dumnezeu ne-a fost trimis și ne ajută în această luptă. Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Dar cum ne ajută El în această luptă? Aș vrea să fac referire la un cuvânt pe care Ioan Apostolul l-a scris în 1 Ioan, capitolul 4, versetul al 4-lea. Ioan vorbește acolo despre o anumită biruință și explică foarte bine cauza sau motivul sau temelul acelei biruințe. Și aș vrea să vi-l spun și dumneavoastră. De fapt, ați citit? Pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât Cel ce este în lume. Acum, expresia Cel ce este în voi, aici, în mod sigur, neîndoielnic, îl definește pe Duhul Sfânt. Atunci când Duhul Sfânt este prezent în viața noastră, o mulțime de lucruri pe care noi nu le-am putea face în mod obișnuit, schimbările cu care ne luptăm de multă vreme și fără rezultat în viața noastră, devin toate posibile, pentru că Duhul Sfânt, trimis de Dumnezeu în viața noastră, ne echipează cu puterea de a trăi după voia lui Dumnezeu și ne face în stare să omorâm faptele firii pământești. Fără El n-am avea nicio posibilitate. În al doilea rând, Apostolul Pavel vorbește despre o călăuzire a Duhului lui Dumnezeu în viața celor ce sunt fii ai lui Dumnezeu. Ce înseamnă călăuzirea aceasta? Nimic altceva decât un mod supranatural prin care Duhul lui Dumnezeu, care cunoaște toate lucrurile, care cunoaște gândurile lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, care cunoaște trecutul nostru, prezentul și viitorul nostru, dirigează toate împrejurările vieții noastre în așa fel încât din toate să scoată un bine pentru noi. El călăuzește vremurile și împrejurările. Dacă Dumnezeu a pregătit pentru noi fapte bune ca să umblăm în ele, noi n-am avea cum să le cunoaștem faptele acestea, dar Duhul Sfânt care cunoaște lucrurile adâncele lui Dumnezeu le cunoaște, ne ajută să le vedem faptele acelea bune pregătite de Dumnezeu, ne ajută să trăim în ele, ne ajută să ne trăim viața într-un mod plăcut înaintea lui Dumnezeu. De multe ori când vorbim despre călăuzire divină, ne gândim la indicatoare care să ne ajute să facem alegeri la marile răscruci ale vieții. Avem de multe ori în calea noastră, în drumul nostru, răscruci de drumuri și am vrea să știm dinainte ce e mai bun pentru noi. Să pornim pe drumul din dreapta, să pornim pe drumul din stânga, de a ști dinainte ce ne așteaptă la fiecare capăt de drum. Ne-ar fi ușor alegerea. Dar nouă ne lipsește această cunoaștere, însă Duhul lui Dumnezeu o are. Și Duhul lui Dumnezeu ne-a fost dat ca să ne călăuzească în toate împrejurările. Aș vrea însă să vă spun că, îngăduiți-mi această cacofonie, capacitatea omului de a discerne voia lui Dumnezeu și călăuzirea lui Dumnezeu, să știți că este o capacitate care trebuie dezvoltată. Ea se dezvoltă în viața mea, se dezvoltă în viața ta, în vremea în care noi ascultăm de Duhul lui Dumnezeu. Dar dacă Duhul lui Dumnezeu îmi vorbește astăzi și îmi spune ceva și eu nu ascult, îmi spune mâine ceva și eu iarăși nu ascult,
Săptămâna viitoare poate mai spune ceva și eu iarăși nu ascult, că am gândurile mele și am planurile mele și îndemnurile mele. În scurtă vreme, călăuzirea Duhului lui Dumnezeu se va auzi tot mai stins în viața mea și în viața ta, până când nu se va mai auzi deloc. Capacitatea aceasta însă ea poate fi și trebuie să fie dezvoltată ascultând de călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Ascultând și împlinind ceea ce El ne învață. Duhul Dumnezeu are multe modalități prin care ne oferă călăuzire. Una dintre ele este înțelegerea cuvintelor Scripturii. Mântuitorul Iisus le-a spus ucenicilor despre Duhul Sfânt că atunci când va veni, El îi va călăuzi în tot adevărul. El le va aduce aminte de cuvintele Lui. Și vedeți dumneavoastră, noi am vrea să vedem această călăuzire manifestându-se într-un mod spectacular, șocant, să frângă orice împotrivire din partea noastră și orice gând de răzvrătire. Dar câteodată Duhul Dumnezeu preferă să lucreze într-un mod foarte blând cu noi, folosind procesele minții, pentru că aducerea minte este una din metodele prin care Duhul Sfânt ne călăuzește, ne aduce aminte cuvintele rostite de Domnul Iisus în diferitele împrejurări ale vieții. Sigur că noi am vrea la fiecare colț de stradă să strige Duhul Sfânt la noi, la stânga, la dreapta, dar e foarte rar să întâmple așa. Poate trăiești toată viața de credință și ești credincios, conștient, și cu inimă curată și n-auzi în felul acesta vocea Duhului Sfânt. Dar cu toate acestea, Duhul Sfânt vrea și poate și dorește să te călăuzească pentru ca în viața mea, în viața ta, să se ducă la îndeplinire voia lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Amin. De altă parte, Duhul Sfânt ne învață cum să ne apropiem de Domnul, cum să ne apropiem de Tatăl nostru. Și zice Pavel, voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Cuvântul acesta de adresare către Dumnezeu, probabil că în vremea aceea a fost foarte surprinzător. În vremea Vechiului Testament, cuvântul acesta, evreul nu l-a folosit în rugăciunile sale niciodată. Am cercetat puțin Vechiul Testament să văd și în câteva locuri el apare, cuvântul Tată, în relația omului cu Dumnezeu, dar foarte rar. Îl găsiți de bună oară în 2 Samuel, capitolul 7, versetul 14, dar acolo vorbește Dumnezeu și spune lui David ceva despre fiul pe care îl va pune pe tron după plecarea lui David. Îl veți găsi de bună oară în Psalmul 89, cuvântul acesta. Pare să fie rostit acolo de psalmistul David. Îl veți mai găsi încă o dată în Vechiul Testament, în cartea lui Ieremia, în capitolul 2, versetul 19, în care Dumnezeu îi spune un cuvânt de reproș poporului său, seminției lui Iuda, dacă nu dau greș. Credeam că mă vei numi tată, dar în vremea Vechiului Testament, evreul, în rugăciunea cu care venea înaintea lui Dumnezeu, niciodată nu se adresa cu cuvântul acesta. Cuvântul Ava, spunea un cercetător al Scripturilor, Ioachim Ieremias, cuvântul acesta definește cea mai intimă relație în cultura ebraică, bineînțeles, cea mai intimă relație dintre un copil și tatăl său. E ca și cum îi spune lui Dumnezeu, tăticule, parcă n-am avea îndrăsneală să rostim cuvântul acesta atunci când îndreptăm glasul rugăciunilor noastre către Dumnezeu. Dar Duhul Sfânt care locuiește în inima noastră ne îndeamnă să folosim tocmai cuvântul acesta. Doamne, dar chiar așa de familiar? Da, chiar așa de familiar și de intim. Când te pui pe genunchi și îndrepți glasul rugăciunii tale către Dumnezeu Tatăl, care este formula cu care îți începi rugăciunea? Expresia, poate formula sună cam tehnic. Expresia, cuvântul cu care îți începi rugăciunea. Dacă lași inima ta să vorbească rugăciunea lui Dumnezeu și constați că din inimă izvorăște cuvântul Tată, bucură-te din toată inima că Duhul Sfânt a făcut lucrarea aceasta în viața ta. Duhul Sfânt ne face să ne adresăm lui Dumnezeu în felul acesta, într-un mod atât de intim. Preamărit și binecuvântat să fie Domnul. Amin. În al patrulea rând, Pavel vorbește aici despre o anumită lucrare de adeverire pe care Duhul Sfânt o face împreună cu Duhul nostru
că suntem copii ai lui Dumnezeu. Am amintit adineauri cuvântul în fier. Apostolul Pavel scrie această epistolă fraților din Roma. Că erau evrei, că erau dintre neamuri, ei locuiau în Roma. Așa cum noi locuim în Montreal, chiar dacă suntem născuți în România, cei mai mulți dintre noi. Dar creștinii aceștia din Roma erau familiarizați cu legile romane, cuprinse în cele 12 table. Am citit undeva într-o carte, nu cu multă vreme în urmă, că legile romane în vremea aceea erau, la capitolul acesta al învierii, erau cele mai bine puse la punct din întreaga lume antică. Apostolul Pavel, fără îndoială că le cunoștea și el, pentru că și el era cetățean roman, vă amintiți? Și când Pavel le vorbește fraților din Roma despre lucrarea aceasta de înviere pe care Dumnezeu a făcut-o și de care noi am beneficiat, Apostolul Pavel face o paralelă cu legile și rânduielile pe care creștinii din Roma le cunoșteau. În societatea romană, tatăl avea o autoritate deplină asupra familiei. Câtă vreme tatăl era în viață, chiar dacă nu era într-o formă fizică deplină, el era răspunzător și avea toată autoritatea asupra întregii familii și asupra copiilor lui, oricât avea. El era, cum am zice noi, șeful, câtă vreme mai răsufla și mai putea vorbi. Latinii numeau aceasta patria potestas. Tatăl avea drept de viață și de moarte asupra fiului său. Asta a fost în zilele timpurii ale Romei, până n-au ajuns, le-au dat de greci și au luat o raznă cu totul roman. Procesul învierii consta la romani în două etape majore. Prima dintre ele era etapa aceea în care un tată, dintr-un motiv neștiut de noi, era dispus să renunțe la autoritatea pe care o avea asupra fiului său. În termeni juridici, în dreptul roman, aceasta se numea mancipatio. Nu știu accentul cum se pune, dar ăsta era termenul. Într-un chip simbolic, tatăl acela își vindea fiul de 3 ori și îl răscumpăra doar de 2 ori. Îl vindea prima dată, îl răscumpăra. Vindea 2 ori, îl răscumpăra. Îl vindea 3 ori și nu-l mai răscumpăra înapoi. Asta însemna că fiul acela a ieșit de sub patria potestas. Etapa a doua a procesului învierii era aceea în care viitorul tată, tatăl adoptiv, înainta în fața unui magistrat roman numit pretor, un dosar legal sau un caz legal de înviere. Se prezenta înaintea magistratului, spunea că vrea să învieze pe tânărul acesta și magistratul analiza cazul. După ce constata că s-au îndeplinit toate condițiile, se întocmea documentul necesar și tânărul acela era înfiat în noua familie. Ieșise de sub o autoritate deplină și intra de bunăvoie sub o nouă autoritate. 4 lucruri se întâmplau în momentul acesta. Autoritatea de dinainte, care fusese asupra lui, era anulată complet. Tatăl pe care l-a fusese înainte, tatăl natural, nu mai avea niciun drept asupra lui. De aici înainte, între ei, relația era ruptă. În al doilea rând, tânărul înfiat, în noua familie, era primit ca un fiu născut natural și se bucura de toate drepturile. Dacă în familia respectivă urmau să se nască și alți copii, el fiind cel mai mare, avea partea mai mare decât ceilalți. Pe de altă parte, atunci când el intra în noua familie, înaintea legii, el era privit ca și o ființă nouă. Dacă în identitate de dinainte, relația de dinainte cu tatăl său natural, el a contractat diferite datorii, prin înviere, tot trecutul lui era șters, datoriile erau uitate, oricât de mari vor fi fost ele. În fața legii, în al 4-lea rând, el era privit ca un fiu natural al tatălui adoptiv. În fața legii, așa era privit ca un fiu natural al tatălui care l-a adoptat. În legislația romană a existat un caz foarte ciudat,
Istoria mărturisește împăratul roman Claudiu, trăind de la jumătatea secolului I, a vrut ca la moartea lui să lase un fiu pe tron și el avea doar o fiică, Octavia. Și l-a înfiat pe Nero, pe care dumneavoastră îl cunoașteți, pentru că el a intrat în memoria creștinătății ca cel care a dat vina pe creștini pentru incendierea Romei. Când Nero era tânăr, nu dădea semne de alienare mentală. Și Claudiu l-a înfiat. Ca să întărească oarecum toată această lucrare, Nero a zis, eu mă căsătoresc cu Octavia. Din punct de vedere biologic, ei n-aveau legături de sânge. Dar din punct de vedere al legii care era în vigoare, ei erau priviți ca frate și soră și nu se puteau căsători. Și ar trebui să aștepte cât a fost el de împărat, Nero, ar trebui să aștepte până când Senatul Roman a mai dat o lege prin care le-a dat posibilitatea să se căsătorească chiar și așa. Vedeți, se dădeau și pe atunci legi care să ajute anumite lucruri, să treacă mai ușor. Acum revin. În fața magistratului roman, care înregistra actul de înfiere, trebuiau să fie prezenți și 7 martori. Acești 7 martori puteau să adeverească peste vreme, poate că odată cu trecerea vremii, 1, 2, 3 dintre ei mai muriau, magistratul probabil era delegat într-o altă parte a Imperiului Roman. Când venea problema moștenirii în discuție și se punea problema, dar ăsta nu e din familia, ăsta nu e născut în casa noastră, nu e născut din tatăl meu și din mama mea. Da, dar a fost înfiat. Există vreo confirmare? Sunt 7 martori care pot să confirme. Sau câți vor fi rămas în viață în momentul acela? Apostolul Pavel folosește toate aceste imagini care erau cunoscute creștinilor din Roma, că trăiau în contextul acela. Și spune Pavel, în același fel, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu confirmă împreună cu Duhul nostru că noi de acum suntem copii ai lui Dumnezeu. De multe ori mi se întâmplă că ne încearcă gândul și parcă n-am vrea să recunoaștem, n-am vrea să-l spunem deschis, că frații poate ori să creadă cine știe ce despre noi. Dar ne încearcă câteodată gândul, oare sigur Dumnezeu ne-a iertat? Oare toate păcatele din trecutul nostru Dumnezeu le-a șters? Pe toate le-a aruncat în marea uitării? Cu adevărat ne-am fiat? Cu adevărat suntem copiii Lui? Nu cumva, predicatorii, pastorii, scriitorii bisericii din primele viacuri vor fi exagerat, vor fi întocmit toate aceste lucruri, așa sună frumos. Îți vine gândul ăsta câteodată, mai ales după ce ai trecut printr-un faliment, într-o experiență în care simți că l-ai întristat pe Dumnezeu, că n-ai fost la înălțimea așteptărilor Lui față de tine. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dacă te pui pe genunchi, dacă te rogi, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine și îți confirmă. Te poți baza pe promisiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-ți face azi o promisiune pentru ca mâine, poimâine să o calce în picioare. Dumnezeu nu-ți promite astăzi ceva ca mâine să spună, am glumit. Așa cum nouă ni se mai întâmplă câteodată. Am amintit în seara aceasta doar 4 din lucrările pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu le face în viața noastră. Le repet spre întărire. Prima dintre ele, enumerată în textul citit, este aceea că ne dă ajutor în lupta împotriva firii pământești. Luptă pe care noi n-am putea să o câștigăm niciodată, fără ajutorul Lui. Slăvit să fie Domnul pentru acest ajutor. În al doilea rând, Duhul Sfânt ne călăuzește în lumea aceasta pentru ca să fim feriți și pentru ca finalul călătoriei noastre să însemne întâlnirea cu Domnul. În al treilea rând, noi suntem învățați prin lucrarea Duhului Sfânt cum să ne apropiem de Dumnezeu în închinarea noastră, cum să-i vorbim lui Dumnezeu, cum să ne adresăm lui Dumnezeu, ce să-i spunem. Ne învață Duhul Sfânt lucrul acesta. Și al patrulea rând, Duhul Sfânt adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copiii lui Dumnezeu înfiați și moștenitori împreună cu Domnul Iisus. Și după tot ce am văzut până aici, eu nu pot să spun decât slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Amin. Mai ales când spuneam fratele Iosif în ochii mele cu
cuvinte este un lucru minunat. Să poți să spui, să te adresezi lui Dumnezeu cu cuvântul Tată. Să-i spui Tatălui Dumnezeu. Îi mulțumim Domnului Iisus Hristos că prin jertfa Lui din Golgota ne-a mântuit, ne-a iertat și prin jertfa Lui am fost înfiat. Lăudat și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare, că vrea să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru cuvântul Lui, să mulțumim pentru binecuvântările de care am avut parte în seara aceasta și apoi să ne încredințăm în a doua parte, mâna lui Dumnezeu, că El să ne păzească, să ne ocrotească. În săptămâna în care am intrat, probabil unii dintre noi vom pleca în vacanță, probabil alții vor veni din România aici, știu că Brian va reveni, zic ca Domnul să-L păzească, să-L ocrotească. Unii dintre noi vom pleca și eu cu familia mea spre sfârșitul săptămânii, vom pleca în Statele Unite. Zic ca Domnul să-i păzească, nu numai pe noi, pe toată adunarea. Dumnezeu să ne păzească în toate călătoriile noastre și să ne păzească nu numai de accidente, frați și surori. De multe ori ne gândim numai la aspectul acesta. Să ne păzească de păcat. Să ne păzească, să ne păstreze curați și trupul, și duhul, și sufletul. Ca la venirea Domnului Iisus Hristos, toate acestea să fie găsite întregi. Amin? Amin. Haideți cu toți împreună să ne rugăm Domnului.